Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6-12 noaptea, deci orele 24, producții care prezintă violență fizică, psihică sau de limbaj în mod repetat. Fac o paranteză. Acest articol până ieri, de fapt nu până ieri, și acum este în vigoare, până la momentul în care eventual va fi uh, modificat și adoptat, acest articol prevede orele 23 pentru violență fizică, psihică sau limbaj în mod repetat. Acesta a rămas neschimbat. Scene de sex, limbaj injurios am adăugat în mod repetat. Persoane în degradante, am adăugat violență domestică, inclusiv reprezentarea și reconstituirea actului violului, suicidului sau omorului. Iar aici, în acest articol, sunt cuprinse și buletinele informative, buletinele de știri, în care știți foarte bine cum sunt reprezentate cazurile de accident. Practic, mesajul. Atenție, nu faceți sau nu circulați prudent, aceste mesaje se diluează aproape că sunt inexistente. Esența știrii este că trebuie să vezi o baltă de sânge pe asfalt. Acest articol include și aceste cazuri. Mai departe, lupte nereglementate în federații sportive și așa mai departe. Un alt aspect important pe care l-am menționat, existența contractelor între radiodifuzori și alți producători sau persoane fizice nu exonerează posturile de televiziune și radio de la respectarea prevederilor legii audiovizuale și a codului de reglementare a conținutului audiovizualului. Și aici doresc să vă spun de ce am făcut această modificare. Pentru că în ultima perioadă, posturile de televiziune, vă voi vorbi sincer, ca întotdeauna, deci poate că pe unii am să supăr nu dintre dumneavoastră, în ultima perioadă, posturile de televiziune au profitat de, hai să spunem cu eleganță, naivitatea unor membri ai Consiliului, prezentând în fața noastră contracte între postul de televiziune și protagoniștii emisiunilor, serialelor, live talk show-urile, sau mă rog, cum le-o fi numind ei. Ultima speță, vă, ca, cu titlul de exemplu vă, vor reamintesc, pentru că sunt convins că o cunoașteți cu toți, este uh, celebrul viol, mult prea celebrul viol de la Vaslui. Postul de televiziune ProTV ne-au prezentat contract. Și au spus noi avem contract, am semnat, părinții și au dat acordul. Bun. Dar asta nu exonerează postul de televiziune să aibă responsabilitate față de dumneavoastră, pentru că rolul Consiliului Național al Audiovizual este acela de garant al interesului publicului. Nu în primul rând acelui din studio, care își asumă în momentul în care a călcat în studioul de televiziune, își asumă chiar și nescris faptul că este în platoul de televiziune ca să merg în, într-o extremă. Ce facem noi ca, în calitate de unic reglementator în piața audiovizuală în momentul în care vine un post de televiziune și spune, pe am semnat un contract cu o persoană, iar la ora 5 își taie venele. Poate să fie o astfel de persoană care, ulterior momentului, să constatăm că nu avea lips, că avea o, o lipsă de totală de discernământ. Deci nu se poate ca posturile de televiziune să se prevaleze de astfel de contracte, iar membrii Consiliului să uite că sunt garanții interesului public. Mai mult, nu această modificare pe care am, am depus-o ieri este cea care va brusc va transforma spațiul audio românesc într-un fel de uh, fată imaculată albă pură. Nu. Membrii Consiliului trebuie să aibă responsabilitatea aplicării chiar și a legii care este acum în vigoare. Pentru că legea care este acum în vigoare interzice tot ceea ce spuneați dumneavoastră. Dacă membrii Consiliului nu știu la ce pagină este articolul, sau cum se interpretează articolul, sau dacă membrii Consiliului consideră că o înjurătură este o opinie, dați-mi voie să mă îndoiesc. Eu nu cred că o înjurătură este